Ramona Pandele vă prezintă jurnalul Agro TV. Bun găsit! Asigurarea hranei pentru animale începe să devină o chestiune vitală pentru sectorul zootehnic. Seceta și prețurile uriașe la utilități și la furaje au dus la imposibilitatea acumulării de hrană pentru bovine, ovine și pentru sectorul avicol. Colegul meu, Marius Milea, a realizat o anchetă jurnalistică atât în sudul țării cât și în nord, demers din care a apărut o concluzie majoră. Din această lipsă de hrană, singurii care au de câștigat sunt intermediarii. Pentru că animalele și păsările sunt vândute la prețuri derizorii, fermierii nemai având posibilitatea să le hrănească. Mergem acum în Mehedinți, la Gigi Negrescu, crescător de bovine din rasa Angus. Iată ce spune acest fermier. Se vede unde era vatra de apă peste tot, acum are o jumătate de metru nivelul apei acolo. Bine că mai este și acesta. Secetă foarte mare. Deja ai început să le dai să mănânce din rezerva de iarnă, am înțeles? De la Sfântă Mărie, de pe 15 august, le dăm să mănânce câte un balot. La o zi, la două zile, nu le dăm zi de zi acum, că am mai dat ploile acestea și am mai înverzit câmpul și mai este ce mai este. Ne-am obișnuit și în 2020, am dat și în 2021 le dăm să mănânce. A trebuit să creștem stocurile pentru iarnă de la an la an, să avem cât mai mult, pentru că nu se știe ce ne așteaptă. Se va merge pe stabulație, asta va fi o variantă dacă iarba nu mai corespunde și animalele nu se mai pot hrăni? Păi nu avem ce să facem, să moară de foame sau varianta cealaltă să le vindem și le vindem mai pe nimic. De-abia se așteaptă acum pe secetă, procesatorii cumpără mai mult degeaba, vând foarte scump. Trebuie să le dăm să mănânce fără probleme. Ce să facem? Să le luăm de mâncare la vaci iarna? Nu, le luăm vara, primăvara. Eu în primăvară, când s-a terminat cu iarna, mai exact prin aprilie, am intrat pe internet și am văzut baloți de vânzare. Am găsit undeva pe la Hunedoara, Hațeg. Eu de atunci m-am apucat și mi-am cumpărat hrană pentru animale. A venit vara, mi-am cosit, a venit toamna, mi-am băgat. Eu am stocul și pentru iarna viitoare, indiferent ce este. Dacă așteptăm milă de la Dumnezeu, nici Dumnezeu nu ne mai iubește, milă de la statul român, n-au de unde să ne dea. Și așa că tot de noi, de fiecare fermier, depinde ce le dăm să mănânce. Am văzut cum stă treaba cu asigurarea hranei în sectorul bovin. În cel avicol, situația este mai complicată, ca să nu spun dramatică. Pe lângă furajele scumpe, energia electrică, esențială în halele cu păsări, deci prețul curentului, a explodat și, odată cu această creștere, nu se mai poate vorbi de profit, ci doar de subzistența afacerilor din acest domeniu. Cornel Stroiescu, un vector important al agriculturii din sudul țării, deține, printre altele, o fermă de găini ouătoare. Dacă prețurile nu se reglează, va fi nevoit să ia în ordine următoarele măsuri. Diminuarea personalului din fermă, iar dacă situația rămâne neschimbată, atunci își va închide această afacere în care a investit sute de mii de euro. Anul trecut am primit în jur de 12.000 de lei, vorbind de nivelul fermei, pentru că aceste ajutoare se dau și în funcție de capacitate și de dimensiunea fermei. Nu știu, așteptăm să vedem ce se vor da, dacă se vor mai da, dacă vor mai fi bani la buget. Cum spuneam, fiecare bănuț este binevenit pentru că nu este un ajutor numai pentru noi, este un ajutor și pentru consumator, pentru că vom fi forțați până la urmă dacă hipermarketul nu ne dă oportunitatea să mai creștem prețurile, atunci îmi pare rău, nu mai putem să producem, pentru că nu poți să mergi pe pierdere dacă cereale vor crește așa cum s-a anunțat, va crește prețul, dacă prețul la energie va crește așa cum s-a anunțat, cu toate că noi România producem, cred că suntem țara din Uniunea Europeană cu care produce cea mai multă energie verde. Am redus consumurile de energie în primul rând. În general am început să reducem costurile și nu în ultimul rând, dacă prețurile vor crește mai departe, va trebui să începem să și concediem din oameni și dacă totuși va merge mai departe, nu avem cum să funcționăm mai departe pentru că în pierdere nu pot. N-ai cum, nu ai de unde să aduci bani de acasă într-o astfel de fermă, pentru că sunt cheltuielile și fără energie, repet, în zootehnie nu poate să funcționeze nicio fermă.
Ultimul reportaj din ancheta jurnalistică a colegului Marius Milea a fost realizat în județul Bistrița, la un crescător de ovine. Ioan Câmpean are în grijă în localitatea Teaca de peste 2000 de oi. Procurarea hranei pentru aceste animale, încă din mijlocul verii, a început să fie un adevărat coșmar. Iarba a fost distrusă de secetă, fânul este extrem de scump, iar cerealele în zona de munte sunt un adevărat lux. Cu alte cuvinte, animalele nu mai pot fi hrănite decât cu cheltuieli extrem de mari. În aceste condiții, ciobanii au început deja să-și vândă turmele la prețuri derizorii. Aici vor câștiga beșnițarii așa cum a câștigat întotdeauna. Profită de faptul că oamenii n-au cereale, statul nu-i sprijină cu nimic și atunci animalele vor merge la export pe un preț de nimic. Și vor câștiga... Credeți că de-aia s-a prăbușit și prețul, să așteaptă ca animalele să aibă un preț mai mic? Să nu mai aibă fân, să nu aibă ce mânca la iarnă. Furajele deja sunt foarte scumpe acum. Ce va fi la toamnă și la iarnă, Dumnezeu va ști, dar bine nu, va fi rău, până la primăvară, dacă noi, în luna iulie și august, noi dăm de mâncare la animale, atunci, Doamne ferește, ce va fi în februarie-martie? Unde va fi prețul atunci și cine va avea furaje să ducă dacă, zicem așa, cu ghilimele de rigor, iarna a intrat începând din luna iulie, atunci ce va fi peste 8 luni? Când va fi furajul? Și atunci, sigur că cei care fac bani din... Nu zic din șmecherii, din situația creată... Speculează piața. Speculează piața, le iau, le duc la abator, fac bani și noi pe urmă la anul și peste 2 ani o să ne uităm la stele, că oile vor fi plecate. Și să nu uităm încă un lucru, dumneavoastră sunteți într-o zonă de munte, cât de cât a dat un pic de ploaie, a mai ieșit ceva iarbă, dar cei din sud deja le-au băgat pe stabulație, n-au ce să facă. Am văzut, am umblat, am trecut prin Moldova, de numai în șir, am fost în toată țara. Pe la colegi de mine am văzut în cazul, e cât casa peste tot. Nu mai vreau să spun unde e bine și unde era o oază de verdeață. În zona Bistriței am văzut și în partea Mureșului Superior, ca să spun așa, Harghita, Covazna, deci așa ca iarbă vorbesc și puținile ploi care au fost, dar în rest... Mare necas, mare. Și crescătorii mari sunt în zona Banatului, sunt Constanța, pe acolo unde e necazul e mult mai mare ca aici. Sunt mulți ani de când specialiștii români din domeniul zootehnic muncesc din greu pentru a spori biodiversitatea genetică a țării. S-au făcut demersuri pentru ca anumite rase de oi să fie omologate și astfel crescătorii de animale care se îngrijesc de ele să poată beneficia de sprijin real din partea statului român. Unul dintre cei mai cunoscuți militanți pentru oierii români și pentru rasele pure românești, Gheorghe Neață, directorul Asociației Crescătorilor de Ovine Dacia, a explicat în exclusivitate pentru AgroTV de ce Țurcana sau Breaza nu sunt încă omologate. Și mai mult decât atât, nu s-a sfiit să critique măsurile luate în sectorul ovin, măsuri inițiate de conducerea MADR. Știu că dumneavoastră, împreună cu cei de la Asociația Crescătorilor de Ovine Dacia, faceți eforturi pentru omologarea acestei rase. Sigur, nu numai a ei. Pentru omologarea tuturor ecotipurilor de țurcană, și Băla, și Bucălaia, și Oacheșa. Suntem în lucrări de omologare, deja am făcut măsurătorile necesare, softul din baza de date ne asigură toate datele necesare privind performanțele de producție și cu toate astea mergem înainte ca să putem să omologăm rasa și să sporim biodiversitatea genetică a României, că în fond ăsta este țelul. Și să recunoaștem, de fapt, munca crescătorilor de sute de ani. E foarte adevărat și e păcat ca oamenii ăștia care iubesc atât de tare animalele astea să nu beneficieze practic de aceleași drepturi cu alții crescători. Sigur că la această dată pot să vă spun că ei sunt mâhniți de acest lucru. Majoritatea dintre ei, chiar cei mai bătrâni, poate că nu au interesul deosebit față de sistemul informatic, dar au membri în familie care știu și se informează de pe ce se întâmplă pe continent. Asemenea, oi în Franța, spre exemplu, sunt susținute de către statul francez într-un mod deosebit. În România nu se întâmplă acest lucru. Sprijinul voluntar cuplat pe care, fără să fiu lipsit de modestie din nou, tot eu l-am creionat când eram în Ministerul Agriculturii, a fost creionat pe registre genealogice, astfel încât să sporim zestrea genetică a acestor efective. A venit domnul Daia și a băgat un berbec la 35 de oi și a schimbat total structura rasială a raselor țurcane. Berbeci fără
apartenență rasială, au intrat pe efective de altă rasă și au făcut praf populațiile. Și nu vă mai spun, este o chestiune de adeptul deprimantă pentru oricine înțelege zootehnia românească. Dacă nu știi, nu te amesteca, domne. Nu intra în anumite lucruri de astea. Acum, dacă vă dau o veste, mărmuriți. A tăiat din subvenția pe cap de oaie, deci de unde se stabilise cu fostul ministru Cheznoiu subvenționarea acestor ecotipuri valoroase la un nivel cât de cât apropiat de cel din Uniunea Europeană, a venit și a tăiat din nou. Fără să consulte pe nimeni, a făcut acest lucru, nu știu de ce. Agitație mare în acest sfârșit de săptămână în satul Cobor, comuna brașoveană Ticușu Vechi. Ferma de biodiversitate din localitate și-a deschis porțile și a invitat pe toată lumea acasă la sura de stepă. Oaspeții sosiți din toate colțurile țării s-au întâlnit, unii dintre ei pentru prima dată, cu frumoasele erbivore, dar au avut parte și de numeroase surprize. Acasă la sura de stepă, mergem și noi în minutele următoare să aflăm primii o veste bună. Transilvania devine reper pe harta cărnii de vită prin introducerea surei de stepă, care urmează să apară pe piață din luna octombrie. Cei mai buni ambasadori ai gustului deosebit al preparatelor din acest sortiment de carne vor fi cu siguranță cei care au mâncat pe săturate un gulaș preparat după o rețetă tradițională la ferma din Cobor. O mulțime de români, mari și mici, veniți din toate colțurile țării, au poposit la ferma de biodiversitate de la Cobor. A fost motivul pentru a descoperi frumusețile locului, dar și pentru a savura cel mai delicios gulaș, cel din carne de sură de step. Ferma de biodiversitate Cobor și Fundația Conservation Carpathia aduc în atenție sura de stepă. Exemplarele de aici sunt crescute într-un mediu nepoluat, cu hrană sănătoasă, bazat pe iarbă și lucernă, iar modul de creștere în tihnă, natural, fără îngrășare forțată, fac ca animalele să arate foarte bine, iar carnea să aibă un gust deosebit. Ferma de biodiversitate are următoarele activități principale. Avem o ciradă, o ciurdă de vaci, sură de stepă, care a fost tradițională până câțiva ani după al doilea război mondial, în perioada respectivă, până când a început colectivizarea forțată, acest soi de animal a fost aproape extirpat din toată Transilvania și din România. Oaspeții care în marea lor majoritate se aflau pentru prima dată la Cobor au fost de părere că evenimente de acest gen aduc tuturor un plus din punct de vedere turistic, economic, dar mai ales gastronomic. Iar gulașul din carne de sură de stepă a fost... Foarte bun, minunat. Ne-am adus aminte de copilăria noastră de la bunici, mai cu seamă și domnii care au gătit foarte bun gulașul. Și cel iute și cel dulce. Minunat, oameni. Mai venit cu mare plăcere. Ce am degustat și gulașul care a fost foarte bun. Ce îl face deosebit față de cel obișnuit? Ingredientele care sunt toate autohtone și iar carnea care este deosebită. În timp ce țara se află sub diverse coduri de precipitații, în zona de câmpia Buzăului au dat câteva picături de ploaie. Fermierii au înregistrat pierderi de 100% la culturile de floarea soarelui și porumb. Pentru că din câmp nu au ce să culeagă anul acesta, agricultorii se grăbesc să bage tractoarele în lanul de porumb direct la arat, fără să-l treiere înainte, ca să facă economie de combustibil. Georgian Calotă, unul dintre marii fermieri din Buzău, a plantat porumb pe o suprafață de peste 70 de hectare, la Balta Albă, între Râmnicu Sărat și Brăila. Seceta i-a pârjorit toată cultura, astfel că puține plante au rodit. Puținii știuleți care s-au făcut sunt însă extrem de mici. Este mai convenabil, spune el, să intri cu plugul în el decât să-l treieri înainte. Deci așa arată producția la porumb de anul ăsta. Numai că, din păcate, nu se justifică să intrăm cu combina, pentru că cheltuielile, inclus numai cu motorina, depășesc producția. Eu știu, la un hectar, cred că 50-100 de kilograme de porumb, dacă ar fi să adunăm pe suprafețele astea mici pe care a apărut câtva, uitați cum arată și aici, foarte, foarte firav. Lucrările de arat sunt efectuate cu un singur tractor, măsură decisă tot din rațiuni economice. Solul foarte uscat îi dă mari bătăi de cap tractoristului, care trebuie să înainteze la viteză mică, cu lama plugului înfiptă la doar 25 de centimetri adâncime. Așa ceva n-am văzut. S-a mai făcut? Aha, ăsta chiar nimic, nu, niciodată.
Nu e nicio problemă pentru tractor, nu? Că sunt ciocanii pe câmp. Nu, ia stup, îi bagă la fund, nu. Aratul direct în lanul de porumb este o premieră și pentru tractoristul din Balta Albă, care are peste 20 de ani de muncă la câmp. Porumbul uscat, care este îngropat în spatele plugului, putrezește și în timp se transformă în îngrășământ. În zonele calamitate, cum este zona Buzăului, arăturile au loc cu o lună mai devreme decât într-un an obișnuit. Să sărim trei ratul ca să arăm o goare, deci mai, cum să spun, nu mai luăm trei ratul, nu mai consum motorină, nu mai aia, am trecut o etapă de trei ratul și acum... Dura 2-3 săptămâni. De... E mai convenabil așa. E mai convenabil, dar nu mai facem nimic, nu mai avem recoltă, nu mai avem nimic, nu mai tăierăm porumb, nu mai sarasoare. Din păcate, porumb nu există în zona noastră, seceta a pârjolit tot, combinele, după cum vedeți, stau și șomează la momentul ăsta, că nu există, nu avem ce face cu ele. Asta e, un an destul de greu, încercăm să-l trecem, să vedem ce soluții găsim. Să putem trece acest an. Următoarele lucrări agricole ar trebui să fie discuitul și semănatul culturilor de toamnă. Trebuie mai întâi să plouă abundent, pe o perioadă mai lungă de timp, pentru ca apa să pătrundă adânc în sol. Cu Seed Sprint ai prima poziție la start, acizi humici și concentrație ridicată de fosfor. Seed Sprint pune bazele pentru o bună înfrățire cu impact în producția finală. Contactează acum un reprezentant, Chemark Rom. Ne aflăm pe o solă din câmpul experimental Insula Marea Brăilei. Acolo unde a fost aplicat Seed Sprint, talia culturii de grâu cu 10 cm mai mare decât martorul. Un grâu bun în anul 2018-2019 au avut producții între 5.000 și 5.700 de kilograme. În momentul de față, probele făcute ne spune că acest grâu este un grâu de 7.300-7.400 kilograme stas. Într-un final reducem cheltuiala cu un 5-6% numai din folosirea Seed Sprint H5 și reducerea DAP-ului. Cu Seed Sprint ai prima poziție la start, acizi humici și concentrație ridicată de fosfor. Seed Sprint pune bazele pentru o bună înfrățire cu impact în producția finală. Contactează acum un reprezentant, Chemark Rom. A fost adoptat un nou act normativ privind comercializarea de produse fertilizante pe teritoriul României pentru a intra în acord cu noua legislație europeană în vigoare. MEADR anunță că operatorii economici pot depune cereri pentru obținerea autorizației ro-fertilizant. Modificările privind vânzarea acestor inputuri vor asigura trasabilitatea produselor comercializate în România și, totodată, vor proteja producătorii agricoli în vederea folosirii de produse fertilizante de calitate și cu eficiență maximă pentru utilizarea în agricultură. Totodată, actul normativ reglementează și modalitatea de recunoaștere reciprocă a produselor fertilizante testate în alte state membre ale Uniunii Europene și asigură cadrul legal referitor la introducerea în țară a acestora. Cererile pentru obținerea autorizației ro-îngrășământ, depuse înainte de data publicării ordonanței de urgență în Monitorul Oficial, se soluționează potrivit legislației în vigoare la data depunerii. În consecință, începând cu data de 8 septembrie 2022, doar operatorii economici care au obținut după primul an de testare autorizația provizorie pot depune cereri pentru continuarea testării în anul 2, în vederea obținerii autorizației definitive ro-îngrășământ. Cererile se depun de către operatorii economici la biroul unic din cadrul Ministerului Agriculturii. Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale are mai multe linii de finanțare deschise pentru fermierii din anumite sectoare care doresc să acceseze fonduri europene. În acest moment, agenția primește cereri de finanțare pe submăsurile 17.1, prime de asigurare a culturilor, a animalelor și a plantelor, 4.1a, investiții în exploatații pomicole, și 9.1, înființarea grupurilor de producători în sectorul agricol. De exemplu, sub măsura dedicată asigurărilor agricole, mai există disponibile aproape 3 milioane de euro. Ultima zi pentru depunerea cererilor este 16 decembrie 2022. În ceea ce privește linia de finanțare pentru investiții în exploatații pomicole, aceasta este împărțită în trei componente cu bugete separate.
Sub măsura 9.1, dedicată înființării grupurilor de producători în sectorul agricol, are termenul limită pentru depunerea proiectelor data de 18 octombrie anul curent. Informații detaliate despre toate elementele legate de aceste finanțări le găsiți într-un articol publicat în site-ul nostru agrotv.ro. Tot pe platforma media agrotv.ro aveți și alte subiecte de interes legate de fenomenul agricol românesc și internațional. Gradul de absorpție al fondurilor europene la încheierea exercițiului financiar 15 octombrie 2022 va fi de 93%. Este aprecierea directorului general al AFIR, Dorin Dumitru Opreanu. Estimarea a fost făcută în cadrul întâlnirii de lucru pe care ministrul Petre Daia a avut-o recent la sediul MEADR cu personalul de conducere al Agenției pentru Finanțarea Investițiilor. Întâlnirea a vizat analiza implementării Programului Național de Dezvoltare Rurală 2014-2020, realizarea țintelor previzionate pentru anul financiar 2021-2022, precum și identificarea problemelor care apar în procesul de accesare a fondurilor europene pentru agricultură și dezvoltare rurală. Totodată s-a evaluat punctual cu fiecare oficiu județean și centru regional al AFIR modalitatea de accelerare a absorpției fondurilor europene. Printre problemele semnalate au fost menționate dificultățile întâmpinate de către beneficiarii PNDR atunci când vor să acceseze credite în condiții avantajoase. Pentru a ieși din acest impas au fost stabilite întâlniri cu reprezentanții principalelor bănci comerciale pentru discuții aplicate. Folosim produsele Naturevo încă din toamna anului trecut, încă de la înființarea culturii de grâu. Produsele Naturevo pe care le-am folosit au fost Calcipril, Evorite Plus, Novatec. Problema pe care am vrut să o rezolvăm aplicând Calcipril a fost reducerea tasării solului, o creștere mai mare a pH-ului și fertilizarea cu calciu. În toamnă, când am aplicat o doză de 500 de kg la hectar de calcipril, administrând calcipril pe o parcelă neadministrând calcipril, efectele au fost vizibile pe parcela în care s-a administrat calcipril și față de parcela pe care nu s-a administrat calcipril. Am ales și în primăvară să administrăm calcipril și la floare soarelui și la porumb. Cu siguranță am să recomand și altor fermieri produsul calcipril pentru a-și ridica pH-ul solului, pentru a avea un sol mai fertil, pentru a avea un sol deblocat și pentru administrarea îngrășămintelor cu calciu. Având un sol sănătos, categoric, avem și o cultură sănătoasă. Evorite Plus este un produs de corecție al apei și am rămas uimiți de modul în care omogenizează apa cu substanțele active. Colaborarea cu Naturevo este una foarte bună datorită companiei care a venit la noi cu produse de top, cu produse de mare calitate. De fiecare dată când am avut nevoie, specialiștii Naturevo ne-au dat soluția. Și sugerez fermierilor tineri să colaboreze cu echipa Naturevo, pentru că de fiecare dată vor avea soluții. Urmează câteva minute de promovare a unor importanți jucători din industria agro, după care continuăm jurnalul și cu alte subiecte de interes.